Zi, Robert, reușești să te întreții din artă? Bun. Hai să mergem. Hai să... Gata, merge? Podcast Mustaș cu Iuli Naghi. Da, ți-ar fi plăcut să te naști în altă perioadă? Mm-mm. Nu, nu? Nu. Ar fi fost și periculos la cum sunt eu. Desigur, mă băgau la pușcărie pe vremea ucesc, când mă fugăreau oia sau ceva. Dacă eram în mediu, ori eram vreun druid ceva vrăjitor și era acceptat că eram bărbat și erau niște misogini, whatever, niște sălbatici, ori mă ardeau păruc, adică era clar că nu. It's one or the other. Primul podcast dedicat artiștilor plastici din România. Bună! Sunt Iuli Noci și vă spun bine ați venit la podcastul Mustaș, primul și deocamdată singurul podcast cu și despre artiști. În episodul acesta l-avem ca invitat pe Robert Obert. Robert Tobe, cum mi-a scris. Care e numele tău de familie, de fapt? Numele meu de familie? Nu sau poți zic pe cameră. Vrei să afli ăștia? Am nume de... Evanghelist. Ok. Asta e un indiciu pe care ți-l dau. Hai, bună jurică. Domnule. Mă bucur să fiu aici în contextul ăsta, mai ales că suntem și peste drum de facultatea pe care am absolvit-o. Bine, nu aici, am făcut în sediu de pe Bâdișteanu la grafică. Aproape. Dar, na, suntem aici în zonă. Da. Și așa curg amintirile... Renașterea emoției din școală, ca să zicem așa. Bine, a fost drăguț oricum. E un pericol să mă pui să vorbesc, că nu o să mă mai opresc, știi? Adică există șansa asta. Tăiem ce e bun. Da, șampon, aveți unde. Sure. Păi e simplu, adică mie îmi place să comprim așa toată chestia asta când mă întreabă lumea despre mine, ce-am făcut, cum am făcut... Am început să desenez la vârsta de 3 ani. Și iată-mă aici, încă nu m-am oprit, pare că nu o să se întâmple. E ceva care mă definește, treaba asta cu arta în general. E ceva care mă face să mă simt în pielea mea și să mă exprim. E ceva super confortabil și definitoriu așa pentru mine ca individ, adică ajunge să se blenduiască personalitatea artist persona cu cetățeanul cumva, știi? Există chestia asta. În fine. Ți-aduce aminte primul desen? Da, total. Era un desen făcut cu pixul pe un carnețel din ăsta ce aveau bunicii mei până casă, se uitau la televizor, eram priponit acolo pe celebrul recamier. Da, da, da. Și mă uitam și eu cu ei la această emisiune unde a apărut tot felul de indivizi, printre care era și Răzvan Teodorescu la nu știu ce discuție din asta. Și mi s-a părut mie foarte interesant pentru că era chel și cu ochelari. Și părea așa diferită fizionomia față de ce mai văzusem la televizor, era standardul, știi, oamenii cu păr sau cu un pic de mustață sau nu știu ce. Și era ceva diferit, mi-a atras atenția, eram super micuț și am făcut chestia asta. Și am luat un pix și am început să mă zgălesc așa, am făcut niște guguloaie pe acolo. Și după aia am încercat să-l desenez pe om. Stare. Și de acolo a pornit și un exercițiu în asta în care începeam să desenez niște buline din astea și făceam un fel de Mr. Potato Head și le adăugam urechi, nas, gură, nu știu ce, după care începeam să le adaug păr, sprâncene, barbă, mustață și mușgam cu chestia. Cum sunt aplicațiile alea de poți să pui... diverse tipuri de păr și să le pui ochelari și să îi îmbraci, să nu știu ce. Făceam chestia asta, cumva analog. Și astea au fost primele chestii, după care am început să desenez foarte mult după desenele animate de la televizor și copiam cumva personajele de acolo, după care le și decupam și transformam așa în some sort of action figures, adică îi puneam așa, făceam un soi de scenografie. Ți-a aduceai desenul animat în 3D ca să te joci? Da, ceva rudimentar oricum. După care am descoperit benzile desenate. Pe la ce vârstă?
cred că după 5-6 ani, când învățasem să citesc, să scriu. Și atunci erau la noi... Erau pifurile în franceză și, în general, foarte multă bandă desenată din asta pe linie francofonă. Și un picuț mai târziu au început să mai apară tot felul de publicații din astea contrabandiste. Niște revise aduse din Italia, niște traduceri de la Marvel, DC, Dark Horse, nu știu ce, toate astea din industria din state. Și eram absolut fascinat, adică sunt mind-blowing. Și mi-am dorit atunci când eram așa până în 10 ani să ajung și eu să fiu un autor de bandă desenată. Am zis, bă, trebuie să fac asta neapărat. Și am început să fac benzi desenate, copii cumva după ce văzusem. În mare parte mă mutasem deja pe supereroi și pe zona asta de acțiune. Și făceai propria ta poveste cu ele sau... Și o parte erau imitații, pozurile din anumite reviste și așa de acolo și le foloseam și făceam eu povești noi cum ar veni, niște spin-off-uri sau ceva. După care am început să inventez niște personaje. Tot așa, ce mi s-a părut mie că ar putea să fie interesant. Și am creat și un personaj din ăsta după o jucărie dintr-un Kinder. A picat la un moment dat, era ceva, un omuleț din ăsta mic și cred că era un de-asta, cum se cheamă, un spadasin ceva, o chestie, nu știu ce, și mi s-a părut mie că e interesant pentru că era, era mobil și așa. Și mă rog, am improvizat, i-am pus o mască pe față, nu știu ce, am renunțat la săbiuța aia, i-am pus o armură, așa, asta era o dimensiune foarte mică, era cam atât. Și asta e interesant, că eu am început să desenez pe formate mici și să fac chestii în miniatură, pentru că astea erau resursele, n-aveam cum să scalez și acum am ajuns să fac chestii de nu știu câte etaje, știi, pe pereți sau sculpturi de 2 metri, cum am una. Da. Și ai făcut școala în direcția asta? La școala arte? În direcția asta am făcut-o de-abia la un arte. Au încercat să mă convingă ăștia să mă duc la liceul de arte în Ploiești. Că, uite, desenezi și na, asta ai tăi? Da, și profesori. Interesant că pe mine au încercat să mă convingă să nu fac liceul de arte ca să... Să vezi și tu. Am ceva și după aia fac eu asta acasă. Nu, ăștia mă încurajau cumva că au zis, dar nu vrei să mergi? Că uite, acolo poți să desenezi tot timpul și să te învețe și așa. Mai fusesem pe la ceva cursuri din astea, la școala populară de artă și așa, unde se făcea tehnică, te puneau să desenezi după natură statică sau așa. Model view cred că n-am avut niciodată când eram mic. Păi cred că la școala populară de artă încă nu. Nu prea... Așa. Și mi s-a părut drăguț ca experiență când am fost în contextele astea, dar părea în mintea mea de atunci că e overkill să mă duc la o școală unde să fac numai asta. Că eu descoperisem cărțile și cititul masiv. Și eram fascinat că am învățat să citesc și să scriu și era o chestie nouă pentru mine. Și am trebuit să absorb cât mai multă informație. Și am început să fiu pasionat de literatură, am început să citesc tot felul de chestii, am început să și scriu. Și cumva erau foarte multe chestii pe care aș fi vrut să le mai explorez și eu de desenat, oricum desenam în continuu. Lucru pe care îl fac și acum, more or less, adică... Am această rutină să fac măcar o schiță în fiecare zi sau ceva. În loc să dum scrolluiesc pe WC-ul, mai bine mi-au sketchbook-ul, știi? Și e o chestie care îmi ține mintea fresh și îmi ține și mâna în priză, cumva, da. Știi? Chiar dacă uneori nu-ți mai vine să desenezi în fiecare zi sau poate ai o perioadă când vine un blocaj din diverse motive, psiho-emoțional... Ajungem și la blocaje. Așa. Dar mi se părea că trebuie să mă ocup de toate chestiile astea care mă interesează și am decis că o să dau la facultatea de arte. Și cum a fost la facultate? Ai avut un... Adică mă gândesc că te-ai dus cu niște așteptări, cum facem de obicei în viață, că avem așteptări.
Scria la un moment dat pe unul din pereții din o facultate: la început ești entuziast, 3 puncte. 3 punctele alea, știi? Le-ai simțit? Gen, toată facultatea? Toată lumea le simte, pentru că vii cu un set de așteptări și crezi că lumea e construită într-un fel și ce să vezi? Reality check-urile vin așa, ca un autobuz plin și din plin. Oamenii sunt ok, oamenii sunt simpatici, adică am avut noroc să pot să porn niște conversații și să învăț niște chestii de la niște profi și mi-au rămas dragi și mai păstrăm legătura așa din când în când. Dar overall mi se pare că se mai poate îmbunătăți sistemul ăsta de școală de la noi și în special la facultățile astea de artă, pentru că din păcate pare că se grăbește foarte mult toată lumea și se bifează foarte mult. Da. Și s-a comprimat foarte tare. Nu mai avem timp să stăm, să ne tragem sufletul. Știi că ai nevoie de starea contemplativă, să intri în starea de a crea ceva sau de a lucra ceva, să dezvolți de acolo. Și oamenii își pierd exercițiul ăsta și totul este pe super mare viteză. Și, mă rog, se și fușerez niște chestii la un moment dat. Și e păcat. Și eu aș propune să se extindă puțin, măcar de la 3 să fie 4 sau 5 ani de școală în care să stai și să înveți până în punctul în care poți să începi să deconstruiești. Da. Pentru că există această problemă pe care am văzut-o destul de des, în care oamenii vin, sunt tineri, sunt entuziasmați că fac chestia asta, dar își doresc să ajungă într-un punct care e destul de departe de unde sunt, de fapt. Vor să fie cumva superstarul din prima. Mm-hmm. Vor să ardă niște etape care sunt esențiale, în fapt. Cumva s-ar putea să te ajute, știi? Da. Că nu poți să construiești o casă, să începi cu acoperișul. Mi se pare că arta abstractă, multă lume zice, se uită, a, dar asta pot să fac și eu. Da, dar înainte să facă chestia asta, adică eu așa apreciez. Artistul a învățat să facă lucrurile esențiale, ca Picasso de altfel, care, nu știu, picta realist sau, mă rog, reprezent... Mulți, Klimt, și după aia, toți, adică toți. Și a deconstruit stilul până a ajuns să facă altceva, dar, na, esențial să ai mâna exersată. Și nu numai mâna, pentru că... Da. Noi nu vrem să producem nici superstaruri care au fasoane, dar nici numai meșteri. Mm-hmm. E ok să existe meșteri, dar să fie asumate toate chestiile astea din partea tuturor. Dacă eu sunt meșter, mi-asum că sunt un meșter și sunt un meșter bun. Trebuie să-mi fac treaba până la capăt. Dacă sunt artist conceptual, păi tăticule, eu trebuie să tocesc conceptul ăla. Nu să... Eu am o glumă pe care am făcut-o la un moment dat cu niște prieteni acum mulți ani. Am zis că există acest curent care se numește pretenționism și premiza este că faci o chestie aleatorie și după aia emiți pretenții că de fapt are substanță, știi? Da, da, da. Așa, un fel de ironie la oamenii care încearcă să fake-uiască demersul real, știi? Da. Și poți să-ți dai seama, și am văzut foarte multă artă conceptuală, făcută bine și șmecheră și, men, te uiți în prima fază, nu înțelegi ce dracu ce e asta, știi? Și te uiți după aia și te lovezi niște chestii și dai seama cât de smart a fost construită toată instalația aia sau whatever, știi? Nici măcar nu trebuie. Dar sunt unele care mi se pare că merg pe sistemul de fake it till you make it, știi? Da. Și păcat, pentru că nu toată lumea se prinde. Că nu toată lumea are discernământ sau o pregătire sau, nu știu, măcar o introducere în ceea ce presupune chestia. Cred că asta se reflectă și în alte domenii în ziua de astăzi, adică... Yes. No. Yes. Deci ai început cu benzile desenate, practic. Uh-huh. Și după aia ai ajuns la pereți? Stai că n-am ajuns încă la pereți. Am ajuns? Nu, păi, n-am ajuns încă la pereți. Hai să parcurgem traseul. Nu, am început cu benzile desenate, le-am lăsat un pic pe pauză la un moment dat, le-am regăsit prin facultate. Între timp, na, eu fiind crescut în cultura asta hip-hop și afiliat cu ce înseamnă fenomenul de hip-hop,
de la toate cele patru elemente care cuprind și desenat, prin și partea de graffiti. Da. Care celelalte elemente? Ai MC, DJ, B-boy și graffiti. B-boy e? Dansul. Ah, da, da, da. B-boys și B-girls, că sunt dansatori de ambele părți. Da, ok. Fiind tot timpul cu anturaje diverse care fac parte din lumea asta, nu neapărat, am fost atras și de ce se întâmplă pe stradă și ce înseamnă fenomenul ăsta așa, dar n-am simțit niciodată. Era să intru într-un crew de graffiti pe la 16 ani și eu desenam niște roboți și niște tot felul de monstruleți din ăștia așa și a? Și părea că e un element care lipsea din ce făceau băieții acolo și că desenau doar literele, da. Și nu știu ce, și am zis, bă, uite, hai să combinăm. Și nu prea aveam nici bani, nu prea se găseau spray-uri, dar începusem să fac teatru și... Teatru? Da, și... Pe că asta n-am știut despre tine. Mă mai duceam și pe la astea, la repetiții la teatru și mai făceam și una și alta și asta cu grafitiu e... Trebuie să ți-o strecori cumva și să te duci freestyle și să faci parte for el, adică mă duc să mai dau și un tag din când te duci, te duci, faci. Da. Adică eram așa, am ales, bă, ce fac eu aici, că fac multe chestii deodată, îmi place și asta cu grafitiu, dar parcă parcă nu merge mie acum, nu simt. Și n-am făcut niciodată asta, în schimb am avut... Când am ajuns la facultate, instinctul ăsta să intervin în spațiu public cumva. Și mi-am făcut niște sticărașe din astea mici, le-am mai pus pe aici colo. Așa mi-am făcut la un moment dat, asta este The Origin Story of Obert. Am deconstruit numele propriu, am tăiat râul, așa, am făcut un stencil cu un autoportret și am început să-l dau pe aici, prin zonă. Așa, așa. Și mi s-a părut mie interesant, zic, băi, uite, pot să încerc să fac chestia asta. Și m-a interesat tot timpul să aibă o poveste, un narativ în spate, dacă tot intervin, pentru că ne făcând graffiti și tipurile de motivație de la graffiti sunt diferite față de street art, artă stradală, nu știu ce, că e un alt narativ acolo în spate, știi? Graffiti-ul se face dintr-un set de motive și dintr-un instinct, street art-ul are alte motive, cumva, știi? Da. Ele, la un moment dat, încep să se întrepătrundă și putem să vorbim despre asta dacă discutăm și de documentarul de ce scriu ăștia pe pereți. Și m-am oprit și din asta, pentru că mi se părea că nu spun eu întotdeauna am vrut să spun câte o poveste. Aveam nevoie să exprim ceva și, în primul rând, să aibă sens în capul meu, ca să pot să am curajul să cred că o să aibă sens și în capul altor oameni. Înțeles. Și atunci m-am oprit pentru o perioadă, am făcut acest album de bandă desenată, l-am început, de fapt, să-l gândesc, să-l nu știu ce. E chiar e o carte. E practic un roman grafic. Da. Mai micuț, da. Și fast forward 2014, 10 ani sunt deja, am publicat albumul ăsta, am făcut un crowdfunding și un parteneriat cu Cărturești și Street Delivery și l-am lăsat la Street Delivery în anul ăla și de acolo mi-am dat seama că povestea asta pe care am croșetat-o în album avea și foarte multe componente personale, nu știu ce, și că imaginariul de acolo și tot registrul ăla stilistic începe să mi se pare din ce în ce mai aproape de suflet și că să aibă din ce în ce mai mult sens pentru mine. Deci am început să-mi promot, da, și am început să-mi promot de acolo stilul. Și i-am pus pe ăștia pe stradă, am început să-i pun așa, din când în când, pe care am făcut primul perete mare. Unde? M-am împins, eu m-am mai desenat pe pereți, am mai făcut prin baruri, prin nu știu ce locații din astea așa, mai mă atrăgea ideea de a desena pe perete, dar niciodată n-am luat-o așa foarte în serios că bă, aș putea chiar să fac asta for real. Și am început ușor să mai desenez în perioada aia pe pereți. Și m-am împins domnul Pisică Pătrată de la spate, a zis, haide bă, hai mă, fă-l, dar e mare, nu am pictat niciodată, avea 17 metri.
Și zice, păi îl facem împreună, nu știu că e ok, știi, e la Faur, e la studio la Smiley. Uh-huh. Am primit acest challenge, bă, nu vrei să desenați ăsta? Zic, bă, nu știu dacă l-aș desena așa, că e cam mare, nu știu ce. Și după aia am vorbit cu Ciubi și mi-a zis, haide bă, că putem să facem, e... nici nu o să-ți dai seama când e gata, știi? L-am făcut, l-am făcut noi în 3 zile. Nu, no, tare. Da. El e îngustuț așa și cumva n-a, era de fapt atât de mult de acoperit ca suprafață, dar mă rog, am stat acolo, am suferit un pic și am văzut că se poate și că îmi place foarte, foarte mult. E foarte cool. Și ăla a fost primul pe care l-am făcut mare și am zis, bă, parcă ar mai merge să mai fac niște pereți din ăștia așa și parcă aș putea să mai explorez un pic zona asta. Am început să mai merg prin spații abandonate, nu știu ce, la la la. Și ai făcut și tramvai? Am făcut și pe tramvai, aia puțin mai târziu. Și am ajuns cu chestia asta așa, cum să zic, m-am trezit făcând-o. Nu mi-am propus niciodată să fac, de fapt. Ce mi-am propus eu dintotdeauna a fost să desenez, să pictez, să lucrez ceva, să mă exprim într-un fel și mi-am ales mediile cu care m-am simțit confortabil. Mediile în care... Să te exprim. Da, mediile astea în care am simțit că e interesant pentru mine, că pot să le controlez cumva, știi, partea asta de desenat pe un format mai mare, după aia din ce în ce mai mare, din ce în ce mai mare, din ce în ce mai mare, știi. Și am tot explorat așa și, na, stumbled upon things. Da. Cum ți-ai caracteriza stilul? Da, e specific. Da. E destul de specific. Am un prieten foarte bun, prietenul meu din copilărie, care îmi zice că vede fiica-sa pe stradă așa și zicea, asta e făcut de Robert. Adică s-a prins puștoaica, da. A făcut ea niște legături cumva și zicea, păi sunt ochii aia cu mâinile alea, urâții aia. Că e și asta. N-aș zice asta, dar... Da. Mi s-a mai spus. A, păi iarăși faci urâs din aia. Nu știu ce. Bine. Da. Poți să spui că e... Așa, mai pe cyberpunk, poate că, dar nu neapărat. Nu știu cum să definesc stilul. E stilul smuls, stilul oprișan. N-am știu niciodată să-l caracterizez, pentru că nu mi s-a părut foarte important așa să... E ușor și să-l definesc cumva. Și da, cyberpunk, da, cam pe acolo. Nu știu, dacă vrei într-un singur cuvânt, e un pic de darkness acolo. Un pic? Da. Da. Dar ce... Temele pe care le abordez, iarăși mi se pare că sunt... Sau eu, din ce am înțeles, e ușor o lume ușor distopică. Ușor pentru că... Hai să fii serios, uite, în stânga-dreapta ce se întâmplă. În primul rând mă interesează... partea asta de săpat în interior, adică ce se află în mințile noastre și cum ne gestionăm psihologiile și emoțiile și nu știu ce urile. Și e important să săpăm pe acolo din când în când. De-aia spun ca o moară stricată că vreau să invit oamenii la introspecție. Da. Că uneori e important. Nici să rămâi blocat acolo, evident, dar you know what I'm saying. Da. După care sunt toate temele astea sociopolitice sau teme de mediu, chestii care mă preocupă pe mine de mai multă vreme sau lucruri care apar punctual, știi, într-o anumită perioadă și simt că vreau să spun ceva despre asta. Am acum niște serii de sketchbook-uri din astea mici unde îmi notez cumva, așa le zic eu că îmi notez, fac niște desene și sunt acești profeți urbani, aceste personaje pe care le tot desenez și le remodelez și spun mesaje, practic spun niște lucruri care îmi place mie să zic că sunt lucrurile pe care nu prea avem curajul să le spunem noi, știi, și le spun ei pentru noi. Sunt chestii inconfortabile cumva, știi, un adevăr mai dur sau I don't know. O critică la adresa, nu știu, am făcut unul care e cu o planetă în flăcări, de exemplu, și nu știu ce, știi, și drop it like it's hot.
e caption-ul, știi, da. Am pus acolo textulețul și nu știu, sunt, e un desen, de exemplu, acum mi-a venit în minte cu unul care spune că it's all about the message, știi, și e așa overwhelmed cumva, tot felul de chestii din astea, sau despre iluzia percepției realității și cum putem să ne confuzăm un pic acolo. Anything that runs through my mind sau am citit ceva, de exemplu, și am asimilat niște informații de acolo și pac, se clicuiește că aș putea să spun despre asta ceva, știi, că mi se pare important de spus mai departe. Și nu le spun eu, le spun ăștia, adică eu n-am responsabilitate asupra... Da, ca în teatru, a zis personajul, nu e ce... Da, nu. Adică s-a supărat măta, dar asta e acum. Asta e. Știi? N-am vrut să o înjur, știi? Susținut de Crama 1000 de chipuri. Ce înseamnă pentru tine galbenul? Galbenul este solar și pozitiv și energetic. Energizant, de fapt, nu energetic. Te-am întrebat pentru că știu că e culoarea ta pe care o folosești... Foarte des, mai tot foarte timpul. Foarte des și cred că singura culoare pe care o folosești, nu? Hai să râzi, dar am și desene sau am mai multe picturi foarte colorate, dar mai vechiuțe, ce-i drept, și am și niște murale care sunt colorate. Da? Da, da, da. Dar da, păstrez fapt, da. Cumva cam aceeași gamă. Adică am un set de culori din astea de care sunt atașat și de obicei... Galbenul și care? Păi mai am, mai există niște tonuri din astea de albastru, de verde, de magenta, mai am și un oranj sau ceva, știi? Cumva încerc așa să le asociez în funcție de contextul. Și galbenul e... preferat pentru că e solar și e pozitiv și atunci asociat cu lucruri mai inconfortabile aduce echilibru sau moroles, am aberat eu acum, am interpretat ce vrea să zic autorul. Moroles, dacă vrei poți să-i dai și twist-ul ăsta. E un contrast foarte bun între galben și alb-negru, which works every time și foarte sexy pentru mine. În primul rând, asta e așa, e very satisfying. Și da, are și chestia asta, că mai contrabalansez cu o pată din asta de culoare undeva, știi, și atunci să punem în valoare mai mult. Mai mult și adică highlight-uiește cumva chestia aia și la nivelul ăsta, dacă vrei de concept să interpretezi un pic acolo chestia asta. Și dacă nu mă înșel, cred că rămâne mai ușor în minte. Adică se impregnează mai mult, mai ușor pe... Băi, e o culoare retina. Foarte frumoasă, galbenă. E foarte frumoasă. Dar mă gândesc acum la desenele tale că poate, dacă n-ar fi fost galbenul, nu că nu le-aș fi ținut minte. Că erau niște gunoaie altfel. Nu, dar pe galben, nu știu, intră galbenul și se fixează, nu după te care lasă vine... galbenul în pace. Nu. Nu e, te hăituiește. Mă hăituiește. Da. Zi, Robert, reușești să te întreții din artă? Bun. Hai să mergem. Hai să... Gata, merge? O luăm de la capăt, de asta a fost... Da, reușesc să mă întrețin din artă, culmea, lăsând glumele la o parte, dar uneori e dificil, pentru că trebuie să-ți calculezi foarte bine perioadele, știi, ai o perioadă când nu vin proiectele sau așa și faci alte proiecte. Poate uneori trebuie să faci niște compromisuri, că nu poți să faci numai ce-ți place ție sau așa, știi, dar am încercat tot timpul să adaptez. Dacă fac un compromis, fac un proiect care e mai spre comercial sau I don't know, să împătrez cumva o notă personală și să fiu acolo, adică să mă pun pe mine, știi? Da. Și am făcut tot felul de proiecte pentru care nu te-ai fi așteptat, știi, să lucrez eu, știi? Adică am făcut niște coperți de album pentru Damian Drăghici, pentru Ina, chestii din astea care nu le vezi neapărat asociate cu stilul meu. Și acolo am schimbat un pic registru, dar simți cumva că e mâna mea la mijloc. Simți cumva că am intervenit eu într-un fel, știi? Mă gândesc că și oamenii care au apelat la tine au apelat pentru că ai portofoliul tău, n-au apelat
la tine că, a, știu și eu pe băiatul ăsta, hai să ne facă ceva. Da, dar știi că se întâmplă și asta. Vin oameni, se uită la portofoliu, zic, a, ce tare, uite, ai făcut asta și asta. Și fă-mi și mie o vază cu flori. Exact. Fă-mi niște romburi sau ceva, știi? Băi, am un prieten care fac ce vrei tu, știi? Da. Păi da, dar eu vreau să-mi faci tu. Păi îți fac ce fac eu. Da. De ce mă pui să vezi? E ca și cum m-aș duce eu la dentist, înțelegi? Și se apucă omul ăla acolo așa să mă lucreze, știi? Și eu îi zic, păi, bă, m-am gândit, dacă poți să-mi faci și mie un portret cu mâine aici, da, să mi-l pictez. Controlați-mi și mie vederea, vă rog, că și da, acolo mi-am dat seama că nu... Am vorbit într-un podcast anterior cu Bianca Ferăstrău despre faptul că e important să aparții unei comunități care face cumva ce faci și tu sau în care să te regăsești. Tu ai chestia asta? Adică știu că ai, dar m-aș vrea să dezvolți asta un pic. Și dacă ți se pare important. Mai sunt și oameni care preferă să fie singuri în... Lupii singuratici. Da. Da, cred că e... Mă rog, o opțiune a fiecăruia dacă vrea să se izoleze cumva și așa. Da. Dar e foarte important să faci parte dintr-o comunitate, în general, mai ales în lumea artistică, cu atât mai mult, și să ai o rețea de oameni cu care să te întâlnești, să faci schimburi de idei, să stai să bei un pahar de vin, să, nu știu, să simți că it's your tribe, știi, cum era Stussy Tribe, știi, când au lansat chestia aia și a fost așa massive. Pentru că e o chestie care prinde, pentru că noi suntem construiți așa, we are engineered, da, să facem parte dintr-un trip, nu suntem așa singuratici neapărat ca structură. Și e important să facem parte din comunitate din mai multe motive, nu doar chestia asta că ne simțim bine și confortabil, ci ajută la un moment dat când vrei să faci niște proiecte împreună. Da. Și ai o infrastructură cu care poți să lucrezi, nu mai trebuie să stai să te învârți, să alegi dintr-o parte în alta. Știi, deja vorbești cu oamenii tăi, oamenii care știu despre ce e vorba, știu cum să pună problema. Evident, să fac tot felul de mini bisericuțe și, na, iarăși, e o altă discuție și acolo. Avem o comunitate și comunitatea de, fac parte din mai multe comunități eu. Ia uite. Și e foarte plăcut să fac parte din mai multe comunități artistice și altfel, adică cetățenești, dacă vrei. Și ajută pentru că dacă ești în mai multe grupuri și faci parte din comunități din astea mai variate, nu te plafonezi, nu te blochezi, nu există o rutină din asta care s-ar putea să te țină pe loc. Și cred că și asta e de ținut minte așa cum da, știi? Da, vorbisem de blocaje mai devreme. Ai momente de blocaj? Total, toată lumea are. Am avut o grămadă de momente de blocaje. Și ce n-ai zice că ai blocaje, ce e aia, știi? Că astea sunt mofturi. Nu. Că voi vă blocați, voi artiștii. Nu, e for real și se întâmplă uneori foarte des. Depinde în ce perioadă te afli în viață. Și știi? Ce faci atunci? Îi dai înainte, ce dracului să faci? Că doar noi să stai să te oprești, să spui și returile de gât. Știi? Ne ferește. Dar, adică se întâmplă asta. În momentul în care am eu blocaje, de exemplu, am o perioadă din aia în care nici măcar să fac o schiță de aia nu mai am chef, din vari motive. Trec printr-o perioadă proastă emoțional, că am avut, mi-a murit nu știu cine, am avut un fail cu un proiect și m-a dezamăgit, m-a încertat cu cel mai bun prieten. Iada, 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 știi? Whatever, știi ce se întâmplă în viață? Că suntem în viață și se întâmplă lucruri din viață, reală. Da. Uneori nu se pupă cu chestia asta, cum mai ziceam eu, ți-și duci acolo frumos, faci da, tu frumos da, acolo, știi? Și încerc să fac un pas în spate. Pentru că îmi dau seama că nu pot să înaintez și vreau să insist în
în prostie, știi, să depășesc ăla. Și blocajul cel mai des mie mi s-a întâmplat să-l identific ca o încrâncenare. Prea încordat și fixat pe anumite lucruri care se întâmplă în sistemul meu și nu pot să le depășesc. Am o frustrare că nu-mi iese nu știu ce desen, de exemplu. Așa, very fucking random, off the top of my head. Și mă duc acolo și bă, tot insist acolo și nu iese. Tu-i măsac să-l ia dracu, să-l ardă, să-l facă, să nu știu ce, știi? Și încerc să ies din încrâncenarea aia cumva. Mm-hmm. Adică să-mi bag picioarele și să mă relaxez un pic, să-mi iau o pauză și primul lucru pe care îl fac este take a fucking break, pentru că ai... Există acest cuvânt care îmi place foarte tare, se numește stress relaxing. E o, dintr-o memă ceva în care... Stress relaxing cred că e ceva ce fac de când mă știu. Asta zic, știi? În care procrastinezi. Sunt lucrurile care... Procrastinezi și te minți că te relaxezi. Da. Dar tu nu poți să le faci, dar nici nu poți să te relaxezi. E... Da, și ești constant acolo, da, știi? Da, da, da. Și ce încerc să fac e să mă conving să nu mă mai stress-laxez și doar să mă relaxez. Și încep și îmi pun un podcast. Mă uit la nu știu ce serial, nu știu ce comedie, nu știu ce whatever, știi? Take my mind off things. Iau, dar trebuie să fie ceva care nu e adictiv. Păi aia, iarăși, asta vreau să zic. Pentru dacă că ajungi la ceva, binging, după aia... Ajungi la, I don't know, să te joci pe telefon 4 ore, știi? Și din alea am... 4 ore, na, nu știu, nu mă joc pe telefon, dar dacă mă pun la un serial care m-a prins... Da, aleluia, știi? La revedere, 3 zile, nu și contează tot. Cumva și timing-ul, când fac chestia asta? Fac asta ca la un mod recreativ, când mă uit la un film, de exemplu, am pus proiectorul și vreau să văd Star Trek și nu știu ce, știi? Sau fac asta ca să evit să mă gândesc că am de făcut nu știu ce ilustrație și trebuie să mai dau un nu știu ce și am făcut un logo, da, am scris proiectul X, da, aia am trimis-o, da, factura, da, dragi, știi? Da. Și se întâmplă să te uiți acolo și să scoți telefonul și să te mai bâzii pe mail sau să te uiți pe social media în timp ce rulează un film sau ceva. Asta se întâmplă și sunt oameni care fac asta. Adică gen și eu și foarte mulți oameni cu care mai vorbesc și bă, da, stau așa acolo și nu știu ce mi se întâmplă, dar n-am chef să mă, n-am curajul să mă arunc, știi? Și trebuie să te scuturi un pic, pentru că nu poți să ții la nesfârșit. Adică la un moment dat o să se rupe ceva. Da, la un moment dat o să te pape, știi, și se acumulează foarte multă frustrare și foarte multă anxietate. Dacă mai ai și niște fonduri de astea traumatice, o depresie, o atenție, o măslină, la revedere. Da. Da. Așa că faci un pas în spate, tragi aer în piept, îți bagi așa și te apuci de treabă, adică o iei de la capăt. Mai că noi avem senzația că putem să o luăm de la capăt, direct forjă, torpilă, știi? Nu, cred că e, da, nu, gradual. O iei gradual, pentru că după aia iarăși o să ajungi în punctul în care te frustrezi, că mamă, de ce nu mi-a ieșit aia? Păi vrei să le faci în același timp pe toate, sunt patru chestii separate, știi? Mm-hmm. Poate sunt din registre diferite cumva, știi? Da. Vrei să faci două picturi, o sculptură și o omletă. În aceeași oră. Baftă! În același timp. Din ala, știi? Nu merge. Dar chiar așa, că n-am vorbit despre sculpturi, că ai făcut și sculpturi. Am făcut vreo câteva, da. În polistiren, nu? Polistiren, da. Mi se pare foarte greu, cred. Mă rog, și Messi. E foarte Messi. Uneori e și Ronaldo, nu doar Messi. Dar pentru mine satisfying. Eu am început să fac sculpturici din astea mici când eram mai puștan. Și am început cu niște bucăți de-astea de cretă. Și le bibileam pe alea, că ți-am zis, făceam miniaturi din astea, mânuțe, un căpuț, o chestie, nu știu ce, trecea mie prin cap și era foarte mică bucata aia de cretă, că era cretă furată de la școală, da. Împrumutată, mă rog. Și îmi plăcea ideea asta să bibilesc acolo și ideea de volum, nu știu ce, după care am luat niște lut, m-am jucat cu niște lut, am început să fac niște mini sculpturi și din astea le-am și acum la atelier, le-am recuperat.
aproape sunt întregi, da, toate. Adică s-a mai rupt așa, aveam unele cu niște degețele, s-a mai rupt cât un deget, na, na. Îți mai rup degetul, că pățești. Da. Și după aia am început să mai experimentez. Am făcut și niște modelaj pe la facultate, am avut noi ceva cursuri de-astea opționale și m-am dus că mi se părea fan și totdeauna mi-a plăcut ideea asta de volum și contactul cu material din asta, da, pe care poți să-l transform, să-l nu știu ce. Nu știu cum e cu alte materiale, că n-am făcut sculpturi în piatră sau în... să fac cu sudură sau ceva, dar cine știe? Sună interesant, sexy așa cum. Da. Iar pastea mari pe care le-am făcut în ultimii ani sunt din polistiren acoperite cu diverse, cu whatever coating, știi, am avut la momentul ăla, știi, cu Ipsos de modelaj sau cu nu știu ce ori. Mm-hmm. Și după aia vopsite, șlefuite, mai date cu câte ceva... și una mare de vreo 2 metri așa, pe o placă. Cel a fost cel mai mare challenge. Ăsta unde e? E expus undeva? Există la pe 11 iunie la Galeria de Stări și Obiecte, se numește, sau mă rog, Objects and Mood Gallery se cheamă. Am făcut eu un show la Noaptea Galeriilor în 2019, cred că. Și a fost parte din circuitul ăla, nu știu ce, și am invadat casa cu niște lucrări de-astea de ale mele. Casa e foarte nice, e o casă din asta veche și cumva se preta că e totul super organic acolo. Am pus, aveau deja un setup și am mai pus niște extra pământ pe jos, niște butaforii, niște chestii și părea că intri într-o... are un vibe de-asta de dacă ar fi făcut linci un copil cu Jodorowsky, cam așa ăla e sentimentul, știi? Înțeles. Și e nice și a rămas acolo... for the moment, nu știu dacă mai există la un moment dat vreun plan, vom descoperi, dar se potrivește foarte tare și îi mai zic ăștia de acolo bunicu și e pus așa lângă intrare și mai intră oamenii, că se mai întâmplă evenimente, chestii pe acolo așa și le spune aveți grijă la bunicu că e aici în dreapta, nu știu ce, și te sperie aia așa că e mare, știi, și nu-ți dai seama, what the fuck. Asculți podcastul Mustaș cu Iuli Naghi. Da, ți-ar fi plăcut să te naști în altă perioadă? Mm-mm. Nu, nu? Nu, ar fi fost și periculos la cum sunt eu. Adică dacă depinde, că erai expus la alte lucruri, nu? Eram expus la alte lucruri, da, uite, sigur, mă băgau la pușcărie pe vremea ucesc, când mă fugăreau ăia sau ceva, dacă eram în mediu, ori eram vreun druid ceva vrăjitor și era acceptat că eram bărbat și erau niște misogini, whatever, niște sălbatici, ori mă ardeau pe rug, adică era clar că nu, it's one or the other. Probabil că i-aș fi... îmbârligat pe ăștia într-un fel sau altul, i-aș fi convins... că eu aș fi altcineva, de fapt, aș fi fost așa un pic undercover și ca să pot să-mi văd eu de treabă, știi? Înțeles. M-aș fi prefăcut că sunt un cetățean. Normal. Da. Vorbeam tot așa anterior de curentele artistice pe care le știm cu toții sau mă rog, lași două geamuri deschise, pan să face curent artistic. Dar mă tot gândesc la faptul că eu una, cel puțin, nu pot să-mi dau seama dacă noi trăim într-un anumit curent artistic sau ce se întâmplă sau dacă ne putem noi da seama acum dacă există un curent artistic sau o să-și dea seama alții sau nu o să le mai peste. Peste câțiva ani nu o să mai peste nimănui de curentele artistice și o să zică... Păi sunt mai multe, adică sunt paralele așa cumva, ele există, coexistă de când lumea. Se mai tot adaugă câte o chestie, știi? Cum e, de exemplu, street art-ul, care este foarte prezent acum, știi? Și cred că e unul dintre... Bine, a apărut cel destul de... Da, dar e cam... E foarte longeviv, știi? Din late 70s, așa cumva, așa, când a început graffiti-ul și după aia s-a dezvoltat în ceea ce e acum un cocktail între toate și avem toate. Uh-huh. Și există o validare a graffiti-ului și în același timp... O condamnare. Și în același timp... paradoxal, se validează în anumite contexte și imediat după colț se condamnă vehement, ca și cum.
Păi n-ai citit tu mai devreme o știre cu... Am citit, da. Noi avem o gestiune... Vandalismul. Vandalismul. Avem o gestiune execrabilă în ceea ce privește intervențiile astea în spațiu public. Nu cred că sunt luate în serios. Adică mi-așa mi se pare că păi la nu. Noi nu sunt luate în serios. Nu, și în continuare se pușuiește acest narativ că grafitiul rău e întrebarea aia imbecilă. De, mi-a ieșit pe nas, nu mai pot cu ea sau așa. Artă, este artă sau vandalism? E o expresie artistică. Da. E o expresie umană, în primul rând. Oamenii aia se exprimă. Noi ne exprimăm... Da. Era să folosesc cuvântul ăla cu P. Ne exprimăm din peșteră. Și am ieșit pereți, scriem pe pereți. Și vandalismul vine de undeva, nu? Și ăla da. Apare dintr-o frustrare. Yes. Care se naște din anumite... motive. Că trăim în societatea în care trăim și... Sistemul e disfuncțional. Și nu poți să emiți pretenție, tu vorbind în numele sistemului, așa, între ghilimele, că asta este, de fapt, cea mai mare problemă cu care ne confruntăm. Da. Că să arătăm cu degetul când... Și aici vorbesc de... Nu neapărat doar la noi se întâmplă chestia asta, dar punctual la noi este această supărare foarte mare și a mea și a multora, că noi arătăm cu degetul că, vai, acești vandali, acești derbedei, și mai există un termen pe care îl folosesc ăștia pe la televizoare, beizadeaua. Folosesc tot felul de termeni din ăștia, de nu înțeleg de un... Da. Beizadea? Da. Scrie acolo frumos. Notează că e bună, dar a avut, da. Poate ajungi un reporter la o televiziune din asta așa și trebuie să folosești beizadea și nu știi cum să, de unde să o apuci. De unde apuc beizadeaua, știi? Da. Da, și nu putem să facem chestia asta. Adică nouă ne cad clădirile de patrimoniu să dărâmă, le pic în cap, noi punem atenție, cade-te în cuiala și problema e că a dat cineva cu spray, a dat un copil, că e și asta, sunt mai multe categorii de oameni care fac graffiti și sunt mai multe style-uri și există și chestii care nu se fac așa, e niște reguli nescrise, știi, și există niște reguli în stradă pe care le respectă unii și alții și pe care alții nu le știu sau sunt copii și încă n-au aflat sau nu le pasă sau așa. Și e o tonă de... sunt o tonă de motive și foarte multe variabile și foarte multe motivații ale oamenilor, pentru că și oamenii sunt diferiți, ce să vezi, știi? Și oamenii vor să facă niște lucruri în spațiu public și e important să lăsăm expresia asta, că dacă noi ajungem să sterilizăm tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, chipurile, nu o să mai fie nimeni cu viață și substanța acolo reală, știi? Da, uite, hai să abordăm și un pic partea pozitivă sau mai pozitivă. Că am pomenit mai devreme de tramvaiul pe care l-ai făcut. Ăla a fost cu, sau la cererea chiar a primăriei? A fost sau? Un proiect cu redatoria de Zgondi, de Mihai Zgondoiu. Și au fost 7 tramvaie pictate. Unul sigur mai circulă. Circulă toate? Cred că ar trebui să mai fie toate, că sunt pe trasee diferite și mai apar astea. Unor le mai și schimbă traseul. Și eu cu Pisică Pătrată și cu John Dotes am pictat acest tramvai la depou la Colentina și mai ajunge și pe la Sfântul Gheorghe acum. Din când în când îl mai văd așa, l-am mai văzut prin trafic și am mai văzut, am mai fost mai mulți, a fost și Sweet Damage Crew, a fost și Lux, damn, nu mai știu, că a fost mai mulți artiști care au desenat atunci, cred că și Irina Mocanu, parcă, I don't know, trebuie să mă uit pe documentul ăla. Și au mai fost contexte din astea în care ți s-a sau nu ți s-a, ai ajuns să faci graffiti în mod legal, ca să zic așa, la cererea chiar a, nu? Da, să fac niște picturi murale în context organizat. Ai festival, ai eveniment care e dedicat, ai un cadru organizat în care se desfășoară chestia asta, are și o componentă de... Sunt și paneuri unde se face graffiti propriu-zis, nu se fac doar picturi din astea murale, știi?
Și se mai făceau pe la festivaluri, se punea panouri și venea lumea și desena. Și e foarte ok să întâmple. Dar cred că sunt cam, adică ar mai fi loc de niște. Păi ar mai fi loc de niște și ar mai fi loc și de niște extra pereți la dispoziția publicului să exerseze, să... Dacă tot spui că se fac mâzgăleli, oamenii aia trebuie să se ducă să deseneze undeva, că nu s-au născut cu spray în mână. Da. Și dacă tu faci această declarație ca o autoritate supremă, păi hai, organizează puțin lucrurile dacă da. Tot ți-a scăpat porumbelul, știi? Adică, you know. Și e nasol, pentru că lucrurile astea se fac... Nu din dorința de a ajuta oamenii să se exprime, nu din dorința de a proteja populația de aceste manifestări scandaloase și nu știu ce, ci din niște discursuri populiste obosite pentru capital de imagine și pentru a ajunge în niște contexte favorabile. Și sunt oameni care au făcut asta for real ca să-și atingă niște scopuri. Niște politicieni care au ajuns să aibă funcții pentru că au avut discursurile astea și asta nu e doar legat de graffiti și de artă sau vandalism și nu știu ce. E legat de mai multe lucruri, adică nu e asta singura bubă mare, știi? Dar e și asta și nu e despre oameni, niciodată n-a fost despre oameni, e vorba despre interesele pe care și le urmărește fiecare. Își trage ciolănaș acolo și se preface că îi pedepsește pe acești derbedei să nu mai distrugă patrimoniul. Patrimoniul l-ați distrus voi că l-ați lăsat să se degradeze. Da. It's your fault, motherfuckers. Da. It's your fucking fault. Puneți mâna și lucrați acolo și faceți țara să nu mai pice în cap și după aia să vedem dacă mai vine cineva și le strică cu graffiti. E frumos. Da. Știi? Hai să încercăm niște întrebări rapide. Mă rog, răspunsuri rapide. Întrebări fulger. 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 Zi-mi unul sau mai mulți artiști contemporani care îți plac. Nu neapărat Dan Pejovski, Pisică Pătrat, Alexandru Talambă. Cred că știm răspunsul deja, dar ce muzică asculți? Poate să fii mai specific? De la hip-hop, jazz, acid, jazz, techno, industriale, dubstep, deep dubstep, dub... Asculți muzică în timp ce lucrezi? Da. Dar nu tot timpul. Nu tot timpul? Nu. Culmea. Și nu beau tot timpul. Când lucrez, as opposed to popular beliefs, când lasă că voi beți un pahar și e motorină pentru nu știu ce. Nu se întâmplă asta tot timpul. Nici nu m-am gândit la asta. Da, uite, am vrut să pun așa degetul pe asta, pentru că e o întrebare. E da? O, da, 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 lumea zice, e o prejudecată din asta, că lească voi, știu eu că voi vă faceți pilaf și numai așa merge arta. Da, sigur, da. Nu merge, că nu mai vezi dracu ce pictezi acolo. Știi, îți tremură mâna, nu e... Ai un film care te-a marcat vizual? I don't know, nu știu dacă am un film care să mă fie marcat. Mi-au plăcut foarte multe filme și dubioase și așa, dar n-aș putea să aleg unul care Zim, m-a spart. Două filme dubioase care s-au plăcut. Cum se cheamă? The Holy Mountain. Jodorowsky. Bun. Bun tare. O carte care ți-a provocat imaginația? Mult mai multe. Uite, o carte care m-a marcat, de fapt două, că le-am citit una după alta, ceea ce nu știu cum s-a nimerit, dar s-a nimerit, 1984 și Minunata lume nouă. Le-am citit când eram puștan, așa am pus ghearea pe ele, că era moda cu hai de cioran și hai să fim depresivi. Nu prea, I grew up in the Balkans, nu mai trebuie să mă mai, ce mai trebuie atâta ciora mie, dați-mi niște prăjeală, dați-mi niște conspirații, dați-mi ceva, orice, dați-mi Florin Fortună, Emil Străinu, dați-mi de-astea. Nu, glumesc, dar alea le-am citit, nu mai știu cât dracu aveam, eram puștache și m-au spart perspectiva, știi? Și mă rog, în paralel mai tot citeam alte chestii, dar alea au fost așa. Mi-a mai plăcut aia cu 99 de franci, pentru că era totally different, adică și ludicul, și tâmpenia personajului principal, creativitatea, nu știu ce, cool. Și tot în aceeași perioadă. Și eram așa, între astea, știi, s-au cuplat. Nu știu, din astea de demult, cumva, că, na, primul contact cu ceva care e... Ia că eu mi-l notez. Interesant, știi? Bere, vin sau tărie? Vin. Vin? Vin. Bun.
Eu sunt băutor de vin, dacă e să fie one of my drink of choice is wine. Deși beau... Se întâmplă, ne mai împiedicăm și de altele. Da, da, da. Bei destul de multă bere, că e bună, merge vara, nu știu ce, dar dacă e să aleg, e vinul și după aia tăria. Bun. Ce hobby-uri mai ai? Mai ai alte hobby-uri? Îmi place să fac voci, să cânt de-am... Te joci pe telefon? În not. Merg cu bicicleta, dar e mai mult... așa, transportation decât hobby propriu-zis, nu, mi-am investit în asta mai degrabă. Da, îmi place să fac mișcare în general. Și dragostea și viața și universul tău este domnul Bruno, nu-i așa? Să zicem, da, mi-a mâncat sufletul, dar sure. Pentru cine nu știe, adică pentru toată lumea. Pentru toată lumea, da. Un superb animal de companie plăcută. Da, de companie foarte plăcută. E un e o combinație de ciobănesc carpatin cu lup sălbatic. Da. Luat sub titlul de maidanez imperial, meanwhile, ce să vezi? Ce să vezi? Da, da, da. Nu știu câte zeci de chile mai târziu, vreo 40 și un pic. Și desigur, nu vă supărați. E lup? Da. Da. Mușcă? Da. Da. Are dinți. Da. Mușcă. Câteodată proștii, da. Mușcă și proștii. Da. Zine unde putem să vedem lucrări de ale tale. Asta una. Și ce proiecte ai în derulare sau ce proiecte urmează să vedem? Coming soon to a theater near you. Action, desire. Păi, o să vedeți lucrări în spațiu public. Ce am înțeles odată la 11 iunie la... Da, aia e acolo, acolo e sculpturica e și nu știu ce, da, e bunicul. Sunt și niște picturi din astea, e aia la Faur, mai e una la un Pantelimon, la Morarilor pe acoperiș. Aia se vede numai din turn și trebuie să-ți faciliteze portarea, accesul de acheia, nu știu ce. Mai e pe Tăbăcarilor, unde sunt făcut cu Greenpeace chiar despre poluare, by the way, cum aleg eu temele, știi? Păi, iau-te, ne sufocăm în oraș, ce să vezi? Hai să facem asta, știi? Așa, unde dracu mai am niște, desene? Mi se pare că rămăsese la un moment dat, făcusem pe un panou o lucrare din asta măricică și ajunsese pe la Măchen, că am făcut noi un sistem din asta în care le-am plimbat și le-am donat și au rămas la unii, în fine, sau la alții. A fost un fel de reward system din asta. Dacă făceau ceva, primeau lucrările alea, în fine, mai știu exact cum a funcționat. Cartea mai există? Se mai poate găsi? Nu se mai găsește. 10 ani am făcut un tiraj mic atunci. Și nu mai faci? Aș vrea să o reeditez și să o redesenez. Adică ieri deja nici un sfert, să zicem așa. Eu am mai schimbat scriptul ăla un pic, meanwhile. Și e într-o formă completă și o să se transforme și în ceva animat. Dar va trebui să supraviețuiesc ca să pot să fac asta. Dar știu că ai făcut și un film. E un short de animație. Da. Care este la Animest acum, pe 9, se va proiecta într-un calupien și el în competiție, mă rog. 9 octombrie. 9 octombrie. Nu știu când apare episodul ăsta, dar... Așa. Și pe 11 octombrie o să fac un live performance cu Mațe, în care o să mixăm el și pe sound și pe visual eu și un live drawing, să vedem exact cum ne hotărâm să o compilăm așa. Iar asta o să fie la Creepy Animation, tot în cadrul Animest o să fie, și la Creepy Animation Nights. Mi se pare că începe pe seară, pe la 11 sau ceva ăsta. Dar e... În cadrul Animestului și o să fie pentru o pauză între calupurile astea și o să avem performanță. Și Short Animation ăsta a primit și ceva premiu, parcă? Încă nu am, adică e selectat și nominalizat pe la niște festivaluri, vreo 2-3 ceva până afară. Și aștept să văd ce se întâmplă, ce rezultate or să fie cu asta. Eu le-am făcut efectiv că am vrut să experimentez chestia asta, să fac cap-coadă, am mai făcut chestii animate și am vrut să văd, bă, dar oare nu pot să
construiesc un film întreg, chiar un short, nu contează. Cum se numește? The Core. The Core. Mm-hmm. Da. Și cumva e un exercițiu și de animație. Da, și a fost un exercițiu și pentru mine să scot așa cumva ceva conceptual de acolo, știi? Adică să-i dau, că tot făceam niște fragmente, dar nu aveau neapărat o poveste. Și ăsta are ceva poveste, că e această metaforă. Se naște totul, se nasc două personaje care se contopesc dintr-un guguloi din ăsta, care îi pare ceva așa... A piece of clay, știi? Mm-hmm. Și practic se modelează, sugestia mea așa e că venim cumva din același sâmbure, știi? Din aceeași esență și putem să ne blenduim și nu știu ce. E și o poveste de... E un love story acolo, știi? Sunt personaje masculin și feminin și se contopesc, știi, se nasc fiecare pe rând și după aia devin același întreg, știi? Și ai ceva proiecte la care sau la care urmează să lucrezi sau ceva ce poți să împărtășești, bineînțeles, nu? Da, mai trebuie să mai fac niște chestii animate. Și din păcate n-am avut timp să mă ocup la asta. Am făcut împreună cu încă trei omuleți această brigadă și am preluat asociația Make a Point și am transformat-o în format C2 puncte și facem tot felul de proiecte interesante. Până acum am făcut niște picturi murale cuplate cu niște workshop-uri. Și o să mai facem... în viitorul apropiat, cumva ăsta e emoul, să încercăm să blenduim partea asta de artă vizuală cu niște ateliere, cu implicat cumva comunitatea, focusul e pe, și pe artă și pe educație și pe environment, pe teme sociale, adică vrem cumva să încercăm să highlight-uim toate chestiile astea. Și, na, puteți să dați un like pe Instagram. Zine și handle-urile tare pe Instagram și dacă Facebook. Dați... Robert Obert? Robert Obert. Și vedeți galben și acolo e. Da, pe Instagram cred că avatarul este chiar roz. A, da? Profile picture-ul e roz, da. Da. În fine, cred că e Robert_Robert pe Instagram. Și în rest, dacă scrii Robert și Obert cu caps, găsești și pagina pe Facebook. Cine mai stă pe Facebook? Robert_Robert.com. Dar se pare că stau oameni. Dacă vreți pe website... și na, dacă dai un Google și pui images, ești te mai acolo. Direcționează pe acolo așa, mai indexa goagle, cumva pare că își face treaba. Super. Păi mulțumim că ai acceptat invitația noastră. It's a pleasure. Avem și un cadou pentru tine din partea partenerilor noștri de la Crama 1000 de chipuri. Tot aici că-ți place vinul. Ce șocant, a primit băutură. Băi, mulțumim. Asta le mulțumim și lor. Ăsta e chiar bunuț. Din ăsta am băut, nu? Fetească din ăsta. Merlot. Merlot am băut? Da. Da? Atunci o să bem și fetească. Ajuteți un tirbușon. Ăsta e, da, tot fetească. Așa. Da. Le mulțumim și lor pe această cale și mulțumim de asemenea și celor de la Galeria 1001 Arte pentru susținere și vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. Mulțumim MTV și producătorilor. Dați-ne un like, un follow, un share, subscribe, ce se mai dă. Subscribe. Atât nouă cât și lui Robert. Așa. Nu știți unde îl găsiți. Și puteți să ne spuneți în comentarii dacă aveți idei pe care ați vrea să le abordăm sau dacă aveți vreun artist preferat pe care ați vrea să-l vedeți la noi sau să păstrăm o comunicare deschisă. Și până data viitoare... Da, multă asta. Inspirație fără blocaje. Da, să fie într-un ceas cu cuc. Da.